Tată? A? Ajungi pe mine cu ceva? Nu pot acum, trebuie să ajung la Parlament. Iar? Iar. O dată pe lună ne mărim și noi indemnizațiile de la 7.000 la 23.000 de lei și atunci se lipsesc. Păi, și oamenii ce zic? Oamenii. Oamenii suntem noi, mă. Ăia sunt pulii mea, mă. Ce să zică? Să-și vadă de muncă lor acolo, să plătească taxe. Și ciocumic, că iar pun jandarmii pe ei. Ia zi, ce vrei să te ajut? Nimic grav. Voiam doar să merg până la liceu, să văd ce notă am luat la bacă, s-au afișat. Ce face, mă? Tu ai dat bacul? Ce? Fizic. Deci te-ai dus până acolo? De ce nu mi-ai spus, mă? De ce nu mi-ai spus? Aduceam profesorul ăia cu directorul în frunte, mă, te râși pe coate și pe genunchi, să lingă dalele din curtea noastră, bă. Aici îi aduceam. Fii atent. Poate-ți dau aia mai puțin de 10, că le desfințez liceul și îl fac angro la firma mea. Tată, nu e așa de grav, nu. Doar chestia că trebuia să ajung și pe traficul ăsta, dacă iau taxiul, fac o oră jumate. Îți dau o coloană oficială cu girofar, cu ele? Vrei mai repede să ajungi? Îți dau elicopter? Tată, cum să mă duc cu elicopterul? Eu am colegi care merg cu metrou și eu vin cu elicopterul. Totuși, trebuie un pic de respect, noi suntem viitorul țării. Greșit! Tu ești viitorul țării, nu cretinii aia care învață în loc să muncească. Auzi și tu, bă. 5 milioane de români au plecat din țară ca să plătească taxele în alte țări. Să mă lase pe mine sărac, mă. Bă, nu se face, bă, una ca asta, mă. Da, sigur, tu sărac. Dar de mama ce să mai zic că ai trimis-o înapoi în garsoniera aia din Berceni? Și să am eu vreo vină că am bătrânit măta. Ce nu-ți place mama asta nouă pe care ți-am adus-o, ha? 23 de ani, ținii mari, creacii lungi. Vrei alta? Mâine ți-aduc alta. Tată, tu știi că eu nu sunt așa. Eu vreau să mă însor, să mă așez la casa mea. La casele tale? Vrei să-ți cumpăr un cartier de vile? Două? Să-mi iei două cartiere de vile. Tu-ți dai seama că în țara asta sunt oameni care trăiesc cu 2000 de lei? 2000 de lei, bă, săraci, bă. Și cum se descurcă, mă, cu 2000 de lei pe zi? Tată, 2000 de lei pe lună. Cam cât costă câinele nostru. Deci ăștia își permit să schimbe un câine în fiecare lună, a? Și noi ținem javra aia de 5 ani. Hai, lasă asta, zi mai bine când faci autostrada aia București Suceava, că vreau să văd și eu țara. Ce trebuie să cauți, mă, la Suceava? E oraș urât, 6 babe știrbe, 2 gogoșerii, și câini cu păduchi pe ei, bănci amărâte prin parc. Ce trebuie să cauți acolo? Atâta efort, atâta investiții, pe autostrăzi în puii mei, ca să vezi tu 6 babe și 2 gogoșerii. Oricum nu o faci din banii tăi, o faci din banii Uniunii Europene, deci practic e gratis. Bă, tu știi cât mă costă pe mine gratisul ăsta? Păi dacă o fac gratis, eu nu mai câștig 20 de milioane pe kilometru, mă. Știi cum e asta? E ca și cum te-ar închide pe tine într-o cameră plină cu teancuri de euro, miliarde de euro și de dolari, până sus. Și tu ai haine fără buzunare, bă, amărâtule. Și îți mai pune și o lopată în mână, bă, ăsta e sadism. Hai, pa, am plecat. Ok, mă duc să învăț. Să înveți, a? Se vede că ești adoptat.